România nu înseamnă doar Dracula, Transilvania sau Castelul Bran. Acest lucru l-au aflat și englezii care au participat la cel mai mare târg de turism organizat în capitala Regatului Unit. În Anglia, primul ambasador al țării noastre a fost chiar prințul moștenitor Charles, cel care promovează intens regiunea Transilvaniei. A fost o oportunitate pentru noi, ați văzut și dumneavoastră pe la standul României în general, dar și pe la standul nostru au trecut mii de persoane interesate de frumusețile României, nu numai ale Transilvaniei, pentru că România nu este reprezentată numai de Transilvania, România este reprezentată în ansamblu cu tot ceea ce are mai frumos. Iar județul Mehedinți este unul din județele care are de toate și avem multe să prezentăm persoanelor interesate să vină să ne viziteze județul. În concluzie, a fost o reușită această participare și cred că la fel vom proceda și în continuare în ceea ce privește abordarea față de alte târguri de turism din țară și de peste hotare. Dacă noi nu participăm aici să ne promovăm ceea ce avem, nu putem avea așteptări să vină cât mai mulți turiști în județul nostru. Înainte de a apărea, noi promovăm doar Transilvania. Transilvania care a fost promovată atât de prințul Charles, e bine că un om cu sânge albastru, cum se știe în popor, ne face promovare, dar parcă și mai frumos ar fi dacă noi, localnicii, ne-am prezentat mai bine locurile de baștină, locurile frumoase pe care le avem în județ. Să știți că am rămas uimit când, trecând pe lângă standul Serbiei, am văzut două obiective importante. Mănăstirea de la Mraconia și chipul lui Decebal era prezentat pe un pliant al lor. Indiferent dacă este o cheltuială, aceasta nu este risipită, nu este în plus, efectele se vor vedea. Acum poate sunt voci în acest început de campanie electorală care susțin contrariu. Eu spun că cu răbdare și cu multă muncă se va vedea acest efort și cheltuielile astea vor fi recuperate. Probabil că ar trebui în viitor ca și anumiți agenți economici importanți care fac turism în județul Mehedinți să fie alături de Consiliul Județean și poate prin acte de sponsorizare și de susținere financiară ar putea să scadă cheltuielile pe care Consiliul Județean le face pentru a promova județul Mehedinți. În afară de reprezentanții consiliilor județene din țară, frumusețile României au fost promovate la Londra și de organizații non-guvernamentale care au spus povestea rătezatului, a lacurilor glaciare, dar și a meșteșugurilor locale specifice țării noastre. Noi promovăm ecoturismul în România. Membrii noștri sunt mici tur operatori și pensiuni care oferă servicii de ecoturism în România. Asta înseamnă plimbări în natură, observarea animalelor sălbatice, a păsărilor în delta Dunării și nu numai, descoperirea locurilor. Ideea este de experiență slow experience, experiență lentă. Luisa a spus și ea povestea cântată a României. A cântat-o pe scenă, dar a spus-o și turiștilor care s-au oprit la standul Mehedințiului interesați de ceea ce putem oferi. Thank you very much. She is gorgeous. Târgul internațional de turism de la Londra a fost vizitat zilnic de peste 20.000 de turiști interesați de destinații de vacanță în cadrul cărora să descopere locuri, oameni și obiceiuri noi.